De ce sărbătorim 8 martie? Sigur, sunt o floare între flori și e frumos totuși și apreciem gestul. Dar 8 martie nu e numai despre flori, cadouri și la mulți ani, mami, te iubesc. Draga mea, avem rezervare la restaurant diseară. Mulțumim pentru toate astea bărbaților care se gândesc la noi azi și ne bucurăm că ne apreciază. După lupte seculare. Fiindcă 8 martie este într-adevăr o sărbătoare a femeilor care au luptat pentru drepturile lor împotriva discriminării, a violenței și a abuzurilor de orice fel. A început din America cu femeile care lucrau în industria textilă, care au făcut o grevă pentru că erau plătite mai puțin decât bărbații. Ce s-a întâmplat? Și-au luat bătaie de la jandarmi. Anul următor au protestat din nou. Și uite așa s-au perpetuat mișcările de revoltă a femeilor de-a lungul secolului trecut. Și sigur, acum purtăm pantaloni, avem cariere, avem o voce datorită sufragetelor care acum mai bine de 100 de ani au cerut dreptul la vot, femeilor care s-au ridicat și au făcut reforme sociale, care au câștigat premii, au făcut descoperiri și mai ales s-au susținut unele pe celelalte. Pentru că dincolo de aprecierea bărbaților, a cadourilor, a gesturilor frumoase, unul dintre cele mai importante lucruri pe care îl pot face femeile este să fie alături unele de celelalte. La mulți ani, doamnelor și domnișoare!